v-am găsit, minunați oameni din praf de stele, și bine ați venit la provocarea mea creativă de 366 de zile, în care mă provoc să scriu, compun și pictez în fiecare zi din acest an. Și astăzi am o surpriză pentru voi, nu pentru toți, pentru că o parte din voi deja știu de acest lucru. Astăzi începe concursul Eu Vara Desenez, un concurs de desen. Sunteți cu toți invitați, mici și mari, bineînțeles. Aș prefera să fiți neprofesioniști în domeniu, pentru că știți foarte bine că și eu sunt la începutul drumului, dar am întâlnit multă lume care se plictisește în această vară. Cum să ne plictisim, măi oameni buni și măi copii dragi? Noi trebuie să îmbunătățim calitatea vieții noastre în fiecare zi. Și cum poți să faci asta? Pictând, desenând și, bineînțeles, intrând într-un proces de creație. Vă spun și aici regulile. Vor fi 3 desene în fiecare zi. Voi găsi desenele voastre sub tagul Eu Vara Desenez sau Bianca Scors pe Instagram. Puteți să faceți picturi, desene colorate cu creionul, cu carioca, nu contează cum le colorați, important e să desenați, important este să creați. Vreau să mai spun încă un lucru. Dacă tema este, să zicem, unchiul meu, nu trebuie neapărat să desenați unchiul sau să-l pictați, trebuie să faceți un lucru care vă amintește de el. Și poate să fie și ceva simbolic, nu trebuie neapărat să fie efectiv subiectul. Vor fi și obiecte de desenat, pe cum căni, pixuri și așa mai departe. În fiecare zi mă voi strădui să găsesc ceva interesant pentru voi. Deci asta era, 3 desene pe zi. O dată pe săptămână voi publica într-un video desenul cel mai reușit din această săptămână. În fiecare lună va fi un premiu special și concursul se va sfârși pe 15 septembrie. Astfel avem în fața noastră o vară întreagă plină de culori. Voi posta cele 3 subiecte în fiecare zi dimineața pe Instagram și cu o zi înainte pe YouTube, pentru că, mă rog, poate este cineva care vrea să se pregătească din timp. Poezia de astăzi este și subiectul pentru desenele de mâine. Mâine, hai să desenăm ceva vechi, ceva nou și, în al treilea rând, un ou. Deci, pentru mâine, ceva vechi, ceva nou și un ou. Vă pup pe toți cu drag și ne întâlnim pe Insta și aici pe YouTube să văd ce veți crea. Sunt foarte curioasă, de-abia aștept să văd. Pupici!